Saltare trebuie să Cristi și ele banana. Pe parc. Și astăzi am revenit după ce banana a avut grijă să mă dea afară frumos de pe server. Elegant. Copac a fost de vină. Da. Vezi de ce nu-i bine să tai copaci, vezi? Copaci e și ei oameni. Aude o pasăre. Ia. Unde? Bă. Păsărică. Wow. Dar acum să mor dacă nu adună lemn. De ce lemn? Lemn. Băi, dar mă bază-i mă dă din ăla, mă dă 4x4 care e lemn din ăla diferit. În restul e mă plou cu rud. Păi la ce te așteptai? Dar am crezut că e numai din ăla. Și nu s-o tăia tot, stai, calm. Da, știu. Și s-a dus dracu piche ăsta, toporul, nu? Nu. A, păcat. Să vezi când ți-a ajuns dracu toporul și te înfurii. Că ești așa genul, ce? E pe roșu cel puțin, nu s-a distrus. A, ți-am zis, deci stai să vezi când se duce dracu cu ăsta toporul, când mai rămân 2-3 straturi din copac și ce așa, du-te-n... Du-te de-n pe lemne. Așa, mamă, în ce hal mă chinui cu chestiile astea aici. Gata, vine acasă. Aaaa! Am picat. Te-ai să o tăiau pe... Da. Ia, că am văzut ceva. Yellow Coco. Cocobo, Cocobo. Chocobo, Cocobo, Chocobo. Băi, dar ăsta are ceva în cap și ăsta nu are. De ce? Băi, ăsta are freză colorată, mă. Și ăsta n-are. Nu știu. Dar chiar mi-ar trebui și nouă fermă de Chocobo. Știi că deci... o carte Chocobopedia, eu nici măcar nu cred că am deschis-o odată, adică am deschis-o prima dată când am găsit-o și după aia mai mult ca sigur am uitat să mai mă uit peste ea. Ne trebuie penele lor. Faci ceva cu penele lor. Știu că poți să faci niște d-ăștia buți cu feather falling și nu mai știu. Ne. Oricum, cum mi s-ar fi drăguț să avem și noi cu un Chocobo. Ies acolo, doi. What the fuck, ăsta? Ai curam. Da, bine. Hai că merg cu apă. Așa, hai că eu aproape. Ce faci tu? E apă. Mergi pe apă? Da. Iisuse! Jesus, is that you? Doamne. Bun. Acum, după ce facem ferma, trebuie să facem un loc în care să ne punem chesturile, mă. Și să aranjăm și noi căcaturile alea într-un fel. Sigur. Băi, eu nu asta nu cred că... Ba, ai cam să facem. Ia mă, uite aici blueberry sau... Tu ai plantat asta aici? Ce am pus unde? Asta. De aici. De aici, da, să știi. De lângă fermă. A, ce fermă? Stai că vin. E ferma și mai în dreapta sau mai în față, e internaște de stufe, nu, tu fișuri. Nu le-am pus. Boscheți. Chestia aia se spawnează random, mă. Nu, ai mai multe. Aaa, uite ce cobă, mă, pe aici. Fain așa. Okay. Hai să le adun, tot. Țin de foamea astea măcar. Ce anume? Nu, no, dă-mi nicio culoare. Sunt vai de capul lor, ce crezi că nu le-am luat? Nu, pe bine că acum zici. Fă-mi și mie o scară, te rog frumos, în spate sau urc cu astea. Hai mă, că deja au pierdut interesul și au pierdut interesul ăsta. Dar de ce dracu nu mai vin, adică... Drace, știi? Uite, știu, au venit aici și de aici, gata, nimeni nu mai vrea. Ne, haide. Unde e scara, mă? Unde vrei să le bagi? Uite în aia. Stai așa. Nu știu, o metodă să urce, că n-au cum să urce de asta, dar... E, mă, uite aici, băi! Băi! Da. Oh. Nu, mă, păi aici trebuie să intre. Da, băi. Hai, da, mă, că le fac eu, mă. Da, bine, mă, fă-le tu scară de-astea. Doamnele vaci! Hai, da. Vă tratăm cu scară de scară, adică, fuh! Deci nu e ca și cum o să vă mâncăm sau ceva.
Și o să vă folosim pielea să o punem pe pereți. Bă, canibalul. Ce canibal, mă? Tu te simți vacă? Că dacă mânci carne de la vacă, nu ești canibal. Împinge-le și tu pe alea două, te rog. Băi, băi, nu mai fi titirez. Gata, bun. Asta e casa voastră nouă. Așa. Se bucură, n-au să-mi fac. Ne. Bă! Hai să dormim. Băi, stai să spun memul ăsta undeva. Ia, ia, ia. Da, uite acolo, uite acolo cât lemn. Mai zice la. Să vezi că stau în pat. Și ce dacă? Bun. Așa, toate ca toate. Astea sunt făcute. Ăsta-i? Nu ies. Bă, dar să vezi că am dat lemnul greșit. Și tu ce să faci? Safura, da, l-am luat greșit. S-a mort, mă. Lol, ciudat. Fiecare căcadă ăsta are o câte o putere? Ce pui mei? În fine, lasă așa. Am nevoie de... Asta e cleaver? Cleaver, da. Ok, trebuie să merg înapoi. Ce? Trebuie să merg înapoi. O sabie, două d-astea și... Oh, shit. Ok. Mai avem vreun d-asta. Nu mai avem, așa că o să luăm obsidianul. Sau de fapt asta e. Tough rod. A, uite mă cu pace ăștia roz, mă. Eu am spart unul din ăla mare. Bun. Asta-i sapura, asta-i sapura. Nu ăla să fie sakura. Băi, ți-am zis că am început și o să mai mă uit așa la asta, la Naruto, din când în când. Da. Da, dar acum nu, acum m-am început și Pudenul gen de la cap. Da, mi-ai zis. Că te-ai uitat la ultimele episoade. Nu, am luat de la început. De la... iar? Da, adică de la început ca lumea, nu cum am făcut eu. Aoleo. Stai că mi-am amintit că avem nevoie de gold pentru asta. Tough road, asta și, și asta. Ok, hai că sper să nu se vede cu ușa asta. Mă, dar chiar asta e, noi n-aveam... Asta e mai ok, asta e mai ok, zic eu. Care e mai ok? Asta nu e mai ok. Bă, da. Din partea mea puteai să nici nu lași asta. Ok. Fără ușă. Poate... Da. Apei, întâi de toate și de toate, stai să mă uit pe aici. Up, shit! Sunt un dobitoc. Ah. Ne-am obișnuit cu asta. Să știi. Fac, a meu este bățul. Dă-mă cu. Așa, mersi. Ok, hai să spun și măsuțele pe dinăuntru. Dar așa că nu mai am nevoie, bă, carnea e mea. Bă, pita aia mea. Stai că vreau să citesc asta. Materials in you. Hatchet. Hammer. Cleaver. Așa, materiale. Flint, bone, obsidian, netherrack, elumite. Mă, ar trebui să facem rost de blue slime, de fapt de green slime, că astea parcă sunt cele mai șmechere. Durabilitate, full tour durability, mining speed, e puțin la mică. Da.
Cobalt. Are de aici, destul de bun și are de aici. Stone. Manilin. Stai că manilin e foarte bun de fapt. Requires smeltery. Durabilitate. Ai foarte tain și cred că în chestia asta o să facem. Ce? Hai că am găsit o chestie foarte șmecheră, manilinul ăsta pe care l-am eu. Spun, hai că s-a topit. Din ăsta o să-mi fac sabie. Bă, tu du-te să faci acolo unelte, dar eu habar n-am. Tu du-te să faci acolo pe unelte, dar eu habar n-am. Aoleu, vrei să-ți fac ție unelte? Nu, las. Nu, serios, dacă vrei știi, poți să zici și-ți fac. Nu, man. Stai că am uitat chestia aia. Bine, oricum bă, o să-ți fac, îți dai seama, dar început vreau să fac pentru mine. Că-ți țărăși chestia. Hai, hai, așa. Aici e... No, ok, nu. No. Uite, ai aici tot ce străbă. Ce vrei și ce nu vrei. Hai, tot ce străbă. Și cu astea. Trebuie să încep să mă plimb pe aici. Vezi că nu sunt toate, mai lipsesc anumite chestii, cum ar fi part builder-ul. Ăla tu l-ai pus undeva, nu? Sunt afară, lângă aia. Du-te ele și tu pe amândouă și vină încă. A, ăsta? Da. Amândouă ăsta... Elum, Manilin. Manilin. Ăsta ți-am pus acolo, să fie acolo. Sau? Bine. Bine. N-am, uite aici, așa. Toată ești. Așa, următorul lucru, trebuie să facem o fermă de witch și un loc în care să punem chesturile. Fermă pe witch. Wheat. Pe wheat? Da, wheat, fân. Fă tu aia, mă ocup de chesturi dacă vrei. Ok, stai că eu vreau să văd. Dar stai, te vrei o cameră separată de chesturi sau vrei tot afară? Unde o fi? Nu știu, să arate frumos, să fie aranjată. Pe shingle cu ăsta ce faci? Dacă o fi să-l distrug. Care loc? Unde-s chesturile? Păi, ca să, nu știu, am putea să punem ceva, să facem, să punem chestia de brewing, pula mea, chestii, nu vine, nu știu. Punem la armon stand-urile. A? De alchimie? Da, știi... De oricum, sau pur și simplu putem să facem să arate mișto și să nu venim niciodată aici, doar să arate bine. Știi, sunt și anumite lucruri de design pe aici. Da, căsuța care am făcut-o. Așa. Holy fuck. Ok, și atunci storage room unde vrea să fie? Nu-mi zic că... Fii atent că nu-i suficient, holy fuck. Ce? Storage room, unde vrea să fie? Nu știu unde vrei tu, doar zi, stai că eu acum am o problemă, caută-mi și mie niște manilin dacă mai vedea, nu cred că mă avem. Niște ce? Manilin. Ăsta-i tin. A, avem, perfect, Doamne ajută. Tin. Pentru că aparent chestia asta este destul de OP. Stai că vreau să caut aici. Google. Manilin Minecraft. Păi bacă mă, dar stai mă acolo mă, ce n-ai bătăt, ești tu aici un tip de rez. Da. Băbacă. Să mor tu. Cobalt și erodite. Erodite.
Deci asta e o combinație între cobalt și erdite, ești nebun. Cobalt... Holy fuck, ok. Asta explică de ce e așa două pe căcatul ăsta. Și se topește și foarte greu. Bun. Opa. Ups. N-auzi dacă chiar asta e. Acum oare oi putea să spar cârnatul ăsta de chest? Să dea dracii, încă nu pot. Bă! Hmm. Eu acum am observat că ies asta, dar cum dracu? Asta încercam și eu să detectez, dar... A, uite, da, sunt un geniu. Am 2, 4 FPS. 10. Stai că am descoperit boba. Dincă... Ai... Ei, mamă lor, lasă-le așa, le reînmulțim noi. Ce mă, ești bine? Nu. No. De ce? Am frame drop gigant. Mai mult de 10 FPS nu mi-a urcat și se blochează și iară. Vacile se devine, că acum că l-am venit la vază blocat. Pleacă de lângă vaci. Dar nu pot. Dacă am frame drop. Fuck that. Și cu ce dracu dau un... Lol. Aparent ciocanul meu... Vrei să te cariu de aici când poți să te lovesc cu pumnul până ajungi la mama naibii? Lol, fii atent. Băi. What the fuck? Nu mai văd itemele. Nu mai văd niciun item. Drăguț. Adică văd numai așa, dunga de jos, știi? Dacă e verde, dacă e cu roșu, dacă e asta. Dar nu văd ce ai tămâi. Ce tare. Thank you, Hexit. Știi, eu mă mir cum dă încă îmi rezistă mie, adică ar trebui să-ți pice, să-mi pice și mie odată cu tine, cum ar veni. Nu, nu e fază de picat. Dar nu știu ce are Hexit-ul. Calculatorul pur și simplu el nu gândește să provoace mie lag sau ceva. Atunci problema e simplă. Trebuia să fi făcut ferma de vaci în altă parte. Ok. Nu, no, dar trebuie să închid Minecraft-ul și după aia să-l pornesc. Ok, mai aștept și tu puțin. Eu stau lejer. Na, ce să fac, am 4 FPS și iară s-a blocat. 7. Și se blochează. Ok, imediat. Am primit mesaj pe Facebook. Vreau și eu să termin să-mi fac sabia și după post să faci ce vrei. 6, 7, 6, 1, 3. Ce am, man? Ne, dacă apăs F3, merge ceva. Apare. Bun. Holy fuck. Da, ne, că de-abia aștept să cumpăr și o placă. Am găsit una, numai trebuie să strâng acum bani pentru ea. Deci am apăsat F3 și apare acolo că am 0 FPS. Am fucking 0. 0. Ok. Na bun, atunci hai că închei și aici și rezolvă tu problemele. Zero. Auzim data viitoare, bye bye. Bye.